Sunt chestii care o să rămână în continuare. Sala Cupești, spuneați că este aici? Nu neapărat sala și Cupești. Este sala cu... Avem exponate de felul acesta aici lângă noi, domnul Viral? De exemplu, Cracora este prins în lacul cel mai cunoscut la ora actuală, cel puțin în Europa, în lume, Răduță Lake. Proprietarul lacului, Robert Răduță, care mi-e foarte bun prieten, și-a sacrificat. Acesta este recordul mondial, vedeți și un etichet acolo, recordul mondial de la crab. Răduță Lake. Omologat. În 98. Adică este din județul Călăraș. Și acest pește care a fost pescuit în mod oficial l-a conservat, era în hotelul domnului Răduță după malul lacului Sărulești și a zis, domnule, să-l prezentăm la muzeul de faună al județului Călăraș, e tot ce poate fi mai frumos și asta e tot de la dânsul și asta e tot de la dânsul, niște exponate. Ce avem aici? Ce este jos, domnul Virel? Este un somn, un trofeu de somn care a avut, uitați la acolo, 100 și ceva de kilograme, o raritate oricum, pescuit la lansetă, tot așa. Păsări? Păsări sunt rarități. Acolo sus vedeți o cioară albinos. Dar să încerc să deschid ca să filmați mai bine. Da. O cioară... aia de sus. Cioara albinos e diferită de cioara grevet pe care... Nu, e aceeași cioară, aceeași specie, dar e o boală. Cum... Nu are pigment pe... Pe naș. Pe corp, da, da. Și aici alte păsări mai mici, mai mari? Aici fac parte din fauna zonei Călăraș, păsări de apă, o să le relangem pe toate în vitrine. Și mai dese, și mai rarități, și mai... Să muncește mult la împăiat un astfel de animal, domnul Viră. Da, greu. Ca să te apuci de la cap la cap, tehnic lucrezi vreo două zile. Problema că nu poți să lucrezi două zile, continui să fie gata, pentru că sunt anumite etape de conservare, trebuie să-și facă tratamentul fiecare. Și acum lucrați la etichetarea speciilor, la redarea ecosistemului exact așa cum este. Deocamdată lucrăm la amenajarea vitrinelor, după care o să începem frumos cu etichetare, cu asta. E o muncă care trebuie făcută și la nivel științific, și la nivel estetic. Și bineînțeles, până noi intră cel mai mult parte informativă a tuturor celor, nu numai a copiilor. Copiii sunt targetul principal, dar toți ceilalți care vin și vizitatorii care vin în Călăraș nu poate să vadă toată fauna, trebuie să iasă, să... Bineînțeles că le putem corobora expoziția și cu Dunărea care avem lângă noi la un sfert de oră și poți vedea în anumite perioade anului o parte din animale. Deci să pot integra aceste lecții, spuneți dumneavoastră, de biologie, de zoologie, cu vizite, cu excursii organizate. Asta încercăm, să promovăm. Noi avem o zonă spectaculoasă, frumoasă. Și eu am oameni care trăiesc în Călăraș de câțiva zeci de ani. Când i-am luat și am făcut o tură pe Dunăre cu barca și le-am arătat ce animale sunt, ce păsări, ce pești, zic, domnule, am trăit o viață și nu știam că există așa ceva. Cred că și dumneavoastră știți, de când v-ați luat barcă, ați văzut o altă parte pe care n-ați văzut înainte. Corect. Și te atrage lucrul ăsta pentru că suntem călărășii și vrem să... Exact cum ești la Brașov și nu te duci să pe munte. Păi atunci profităm de treaba asta. Bine, și atunci... cei care vin aici, mie vin și clienți din străinătate și prieteni de afară, care sunt super încântați de zona pe care o avem. Și trebuie să fim noi, în primul rând, încântați de zona noastră și să o cunoaștem ca să o putem prezenta la ceilalți și să ne putem lăuda. Avem toate motivele să ne lăudăm.